Ascultați Books Are Magic, powered by editura Nemira, un podcast despre cărțile, poveștile și oamenii care schimbă lumea. Numele meu e Filip Stan David. A doua jumătate a lui aprilie aduce, între altele, Ziua Internațională a Cărții, la data de 23 aprilie. E un bun pretext, dacă de pretexte ai nevoie, pentru campanii proaspete de încurajare a lecturii, dar e și un bun prilej să tragem nițeluș cu ochiul în activitatea unei agenții literare. Dacă e să fiu sincer, cea mai importantă, fără exagerare, din România. E condusă de Simona Kessler, de pe la mijlocul anilor 90, și a făcut posibilă apariția celor mai multe dintre titlurile străine de pe piața locală. Iarăși fără exagerare, adică e foarte posibil ca, dacă v-a căzut un autor străin în mână în ultimele aproape 3 decenii deja, această agenție să fie avut ceva de-a face cu toată tărășenia. Îi spunem așadar bun găsit la Books Are Magic, Simonei Kessler. Mulțumesc pentru invitație și trebuie să spun, deci nu se vede, m-am dat cu instant magic. Știu că nu se miroase și nu se vede în podcast. Dar, la fel ca în cărți, lumea își poate imagina. Absolut. Instituția impresariatului literar, Simona Kessler, există de pe la sfârșitul secolului al XIX-lea, însă nu e treaba unui cititor obișnuit să știe bob cu bob ce este și cu ce se ocupă o agenție literară. De ce ați spune totuși că în 2021 fără nu se mai poate? În primul rând, este o instituție, cum ai spus, veche de peste 100 de ani, iar rolul agentului este același, de fapt. Acela de a fi întăritorul sau sprijinul, propteaua autorului. Pentru că, firește, cu toate târgurile care au fost, acum cu Zoom-urile, întâlnirile între proprietarii de drepturi, deci editurile și agențiile, autorilor și editurile românești sau din toată lumea pot avea loc la un click, la un join, dar agentul reprezintă interesul autorului. Întotdeauna, într-o negociere directă, proprietarul sau agentul autorului, agentul domestic, în necunoștință de piața străină în care vinde traducerea respectivă, are pretenții mult mai mari sau prea mici. Editorul care cumpără drepturile, bineînțeles, întotdeauna vrea să negocieze un contract mai avantajos pentru el. Mai ieftin pe românește. Mai ieftin, da. Și nu este vorba numai de agenți în țările sud-est europene sau ale fostului bloc comunist. În continuare, proprietarii au agenți în Germania și în Franța și în Italia și credeți-mă că sunt la nivel de corporații, da, cum e Hachette sau cum este Penguin Random House. Deci nu este o problemă pentru un agent din America să negocieze cu Penguin Random House în Germania, deci de la CEO la CEO. Însă agentul știe toate dedesubturile, știe cine ar fi în piața sa cea mai bună editură, unde s-ar potrivi, are o relație cu editorii, de exemplu cu Denis Acomanescu, cum o știu de 40 de ani, îi cunosc gusturile literare și pe Stănescu îl știu de nu știu câtă vreme și pe draga de Alexandra Rusu. Deci este o chestie de ștefine, nu este... Știu că toată lumea spune că agenții sunt niște fiare, femeia de fier care negociază și că e vorba numai de bani. Nu este vorba numai de bani. Este vorba de a găsi cea mai bună casă pentru autorul respectiv. Și bineînțeles, în situațiile în care trebuie să-mi exercit funcția de watchdog, cum mi s-a spus în 92, că sunt sub-agenții, acum politically correct se cheamă co-agent, mai e sub-agent. Dar uneori trebuie să-ți exerci și rolul de dulău de pază atunci când unele edituri mai scapă piciorul, nu raportează sau publică fără să plătească avansul. Se mai întâmplă.
Ați răspuns deja parțial, dar întrebarea rămâne cumva în picioare. Într-o piață mărunțică, să fim sinceri, precum e cea din România, cum funcționează relația dintre o agenție și o editură pe o piață medie, precum România? Proprietarii au încredere în noi, deci cu unii lucrăm de peste 30 de ani. Deci dacă noi recomandăm o editură sau dimpotrivă, nu recomandăm o editură, ei au încredere în judecata noastră. Bineînțeles că trebuie să fii parțial, dincolo de simpatii și antipatii. O relație de încredere. Eu când recomand o carte, bineînțeles, noi trebuie să ne facem datoria față de lista unui proprietar. Ea trebuie trimisă, nu se știe când, de unde sară iepurile și editurile au ocazia să-și aleagă și alte titluri. Dar atunci când eu recomand o editură, când vorbesc cu editorii direct, după ce am citit cartea, bineînțeles, nu-i aburesc. Adică îmi spun, poignant, extraordinar, minunat. Mi s-a întâmplat să fie o prezentare extraordinară, iar manuscrisul să fie sub așteptări. Am piciuit-o, dar nu am recomandat-o. Și uneori, cum e de exemplu cartea germană, romanul lui Annette Hess, pe care l-am citit acum 2 ani, s-a vândut în 4.000 de exemplare în anul de negrație 2020, este în reeditare, cartea este foarte bună, trăiește prin personaje, prin toată problematică de vina comună, de personajul principal care își asumă această vină, sor sau bestie, nu și-o asumă. Deci este toată atmosfera și este foarte actuală toată tema. Foarte actuală. Ați povestit în mai multe rânduri cât de puțin desțelenit era terenul pe la mijlocul anilor 90 când v-ați apucat de treabă. Se încheia atunci ceea ce ați numit 4 ani de frenezie editorială, perioada 90-94, și v-aș întreba ce le trebuia atunci editorilor, care era, să zic așa, hitul momentului. Eu am fost redactor la Meridian și m-am dus prima oară la Frankfurt în 1990. Deci am 30 de ani de Frankfurt neîntrerupți. Numai asta și-ar fi o performanță. Da. Am coșmarul și acum, deși și anul trecut, deși n-am călătorit la Frankfurt. Deci am început să lucrez ca agent din 91. Am lucrat pentru o agenție germană. Și de fapt primul contract l-am negociat în sufrageria mea pe aceeași canapea Biedermeier, pe care așez și acum pe editor cât vin, bineînțeles. Și a fost romanul Dune pentru Nemira. Deci în 94 am înființat agenția, prima agenție independentă din România. Așadar, care erau în momentul acela așteptările? Care în acel moment era un est sălbatic, când era o nevoie imensă de recuperare, atât pe zona comercială, Sandra Brown, cămașa lui Hristos, care a apărut pirat, dar și pe partea de sociologie, politologie, humanities. Deci se absorbea absolut totul ca un burete, adică tot ce fusese interzis de cenzură înainte de 89, acum practic avea frâu liber și putea fi editat. Frenezia n-a durat foarte mult, deci a durat din 90 până în cam 94, când tiragele au scăzut de la 300.000, 100.000, la 30.000 erau tiragele medii și a fost o catastrofă, bineînțeles. Și au urmat 7 vaci slabe până în 97, când tiragele au scăzut succesiv. Piața și-a revenit cam prin 2003, au fost 5 ani de înflorire, spuneți, și de piață matură, pentru că în 90 s-au înființat, cred că vreo 5.000 de edituri la Ministerul Culturii, trebuia să te înregistrezi, iar
nu știu dacă vă aduceți aminte cum s-au văzut cărțile anilor 90 care aveau, parcă erau doboș în toate culorile, copertele erau, traducerile, bine, traducerile vechi ale traducătorilor buni au fost reluate, dar unele erau pur și simplu o catastrofă. Deci editurile au crescut și au învățat atât să urmeze tendințele piețelor occidentale, cât și să-și găsească profilul lor. Urma a urmat criza din 2008, care la noi a ținut cam până în 2012. Piața s-a stabilizat și ne-a lovit din nou în 2020. Rămânând încă puțină vreme pe la mijlocul anilor 90, ați spune că explozia de atunci a literaturii de consum era fenomenul dominant pe piața locală, literară? Era firesc până la urmă să se întâmple așa? Da, era absolut firesc și n-a fost numai la noi. Deci asta a fost în toate țările est-europene care s-au descătușat de cenzură și la unii mai puțin, la alții mai mult. Deci era absolut normal și trebuie să știți că nu existau încă atâta variante de loazir. Nu existau toate televiziunile de divertisment care sunt acum. Obișnuința de a călători nu era încă pe val. Lumea uită că atunci nu ieșai din România doar cu buletinul, încă se aștepta la coadă la vize, da? Da. E adevărat că era o presă tabloidă, dar nu putea concura cu, cu aparițiile editoriale care aveau un rol anume. Noi întotdeauna ne place să spune că literary fiction este fin și avem un anumit snobism și bineînțeles că și mie îmi plac mai mult literary novels decât commercial novels. Însă, vorbind de o descătușare la nivel de mass market, nu vorbim numai de univers, care, de exemplu, a continuat atâta vreme cât Denisa Comănescu a mai fost acolo. Să nu uităm că Polirom încă, nu știu, 93 sau când s-a înființat. Adică nu era aceeași geografie care este astăzi. Și locurile erau altfel ocupate. Deci univers venea pe tradiția de editură, de traduceri. Nemira, sigur, a început, dar s-a concentrat pe science fiction, iarăși un gen care înainte a fost puțin publicat în, în România. Editurile Diana abundau editurile cu numele de, de proprietari. Pygmalion, am scris la un moment un articol, deci mergeau de la mitologia greacă până la nume de alint, miții și Ifigenia și fiii. La modul serios însă, de ce credeți că le-a luat destul de multișor editorilor locale să echilibreze raportul dintre autorii străini și cei locali publicați? Mă gândesc de pildă în cinematografie în anii aceia cel puțin. Dacă te uiți acum la nu puține dintre filmele anilor 90, ezit să spun cele mai multe, senzația de jenă e destul de apăsată. Dar nu cred că există un echilibru între traduceri și producția literară autohtonă. Nu s-a întâmplat asta, spuneți. Nu, nu. Se publică în continuare mai puțin autor. Acum, să definim. Dacă ne uităm în catalogul Bibliotecii Naționale, da, mare, este o mare discrepanță între traduceri și autori. Producție locală. Producție locală. Dar vorbim de monografia satului Tâncăbeni sau de oalele, adică eu cred că e foarte frumoasă, oalele de pisc. Adică vorbim de producții locale. Asta cu siguranță că vă referiți la autori, la romancieri. Nu, nu cu tot din adinsul, dar în mare măsură. De ce nu? Pentru că probabil că știți că am fost purtată să fiu agentă literară unor autori și am și
îndeplinit această funcție. Problema este că editurile nu au încredere în autorii români. Și îi tratează ca și cum le-ar face o favoare să-i publice. Ceea ce, oricât de agent ai fi, nu poți să schimbi această mentalitate. Sigur, Polirom a făcut o treabă foarte frumoasă și a fost consecvent. Și Humanitas s-a încercat, dar cu inegalități, cu suișuri și coboruri. Sinusoide, da. Trebuie să-ți, cum să spun, să ai încredere în autorii români. Nu vreau să fiu rea să spun că nu sunt atât de mulți. Este o chestiune de mentalitate, aș spune, și de încredere în propriul talent. Folosind tot cronologia dumneavoastră, după criza de până în 2002, cele 7 vaci slabe, cum le spuneți, a urmat o perioadă de maturizare a pieței și, ce să vezi, surpriză, prima criză economică majoră a acestui început de secol. Ce credeți, ce ați observat că s-a schimbat atunci în relația cu editurile? Dacă s-a schimbat, evident. Bine, când pici din cer, pici împreună. Adică toți am căzut atunci destul de rău, cam la jumătate din cât fusese anul 2008. Încrederea de care vorbeam trebuie... a fost și mai importantă, pentru că trebuia să alegi titlurile pe care să le propui, adică nu mai puteai să faci acel pitching, uh-huh. O să împrăști semințe și să vezi că, ups, cresc plantele, adică trebuia să le uzi la rădăcină titlurile pe care doreai să fie publicate. Într-acolo se ducea și întrebarea. Voiam să aflu dacă, de pildă, portofoliul dumneavoastră, oferta de afară, a avut cumva de suferit după 2008. Oferta nu a avut de suferit. Noi reprezentăm foarte mulți proprietari din toată lumea. Însă, simțeam un însă. Interesul pentru un anumit tip de carte, normal că în perioada post-criză, și care a durat 4 ani totuși, noi ne-am dus practic la jumătate față de anul 2008, care a fost cel mai bun an al nostru ever. Și editurile și-au redus... portofoliu și au redus tirajele. Deci a fost o situație mult mai gravă decât acum, în 2020. Relația mea cu editurile cred că este bună, în afară de aia că poți mă înghita, asta este, nu poți să și la toată lumea. Și cum spuneam, merge foarte mult în urmă, adică pe mulți știu înainte de 89, pe alții am cunoscut la prima carte, pe cei noi i-am adoptat, ca să spun așa, pe unii am repudiat. Este asta până la urmă una dintre particularitățile pieței locale? Vă întrebam la un moment dat de dimensiunile pieței românești. Mi-ați spus că e a doua din partea asta de lume după Polonia și mă gândeam, senzația asta de familiaritate, faptul că într-o măsură destul de ridicată toată lumea cunoaște pe toată lumea, e marca pieței locale? Nu. Deci relația între agenți și editori este peste tot, trebuie să fie cam peste tot aceeași. Adică trebuie să cunoști editura, trebuie să cunoști tendințele, categoriile pe care le publică și, bineînțeles, este o chestie de om la om. Adică noi nu vindem produse Stas și le împingem pe piață ca pe o bandă rulantă. Despre cărți este o chestie atât de personală încât discuția este
de la om la om. Ascultați Books are Magic, powered by editura Nemira, un podcast înregistrat în preajma Zilei Internaționale a Cărții, 23 aprilie, a cărui invitată este Simona Kessler, agent literar. Târâș Grăpiș, am ajuns cumva și în anul pandemic 2020 și la începutul a ceea ce s-ar putea numi o nouă criză economică. Ce schimbări, dincolo de cele evidente, ați simțit dumneavoastră în calitate de agent literar? Să ne așteptăm la încă 7 vaci slabe? Nu spune, pentru că după ce ne-am revenit din panică și șoc în primele 2 luni jumate, după ce s-au redeschis librăriile, după ce s-a produs un click în mentalitatea editorilor, dar și a librarilor, aș spune, de a face rocada pe online, lucrurile și-au revenit. Adică a fost mult mai bine decât ne așteptam cu toții, aș putea să spun. Eu am o gândire foarte gospodărească, adică n-am niciun fel de studii financiare, economice și așa mai departe. Ne-am speriat cu toții, bineînțeles, și cred că și editurile au făcut cam aceeași socoteală, având un buffer după 2019, care a fost cel mai bun an, practic, după criza anterioară. Și aveau o rezervă. Și am împărțit frumos această rezervă la cheltuielile noastre medii și am zis, rezistăm un an. Pe urmă, Dumnezeu cu milă. Dar nu a fost nevoie să așteptăm, deci de prin mai deja lumea a început să-și revină. Sigur, a existat o lentoare în deciziile de achiziție, a existat o lentoare în raportarea vânzărilor din anul trecut, dar a existat pe de altă parte o tendință de a reînnoi titlurile care s-au vândut foarte bine. Curajul, bineînțeles, că a fost micuț și... Dar spre toamnă, lucrurile și-au revenit. Iar la începutul acestui an, aș putea să spun că a fost chiar exploziv. Deci am avut licitații în baza unor proposal, unor propuneri, ceea ce pentru piața românească este un fenomen recent. Editura vrea să vadă manuscrisul înainte de a... lua o decizie, da. De a lua o decizie. Dar uneori propozul este atât de promițător, autorul este de renume, astfel încât chiar în baza unor propuneri am avut licitații de 4, 5, 6 edituri care au spart chiar și acea barieră de four figures. Da? Și am ajuns la 5 figures. Ceea ce pentru România, bineînțeles, mai ales în contextul pandemic, a fost... Sume cu 5 zerouri. Mă văd obligat să o spun așa mai rar. Am observat că anul trecut am vândut și anul ăsta multe titluri care includ cuvântul life. Mm. Paul Nurse, What is Life? Life Worth Living, Vaclav Volf. Vida lui Arsuaga, multe, care includ viață. Lumea, de exemplu, nu era atât interesată de pandemie cât de, nu știu, de life-affirming. Să ne repezim, să tragem niște concluzii pseudo-sociologice în cazul ăsta, într-un an în care viața e cumplit amenințat. Sunt doar un agent, nu mă pricep la sociologie, nu sunt critic literar. Da. O grămadă de cărți despre viață în 2020. Da, viață. Ascultați podcastul Books are Magic, powered by editura Nemira. Descoperă pe nemira.ro seria de autor Stephen King cu romanele must read care l-au clasicizat, precum Carrie, It sau Shining, dar și cu cele mai recente titluri ale sale, Străinul, Institutul sau Mai târziu. Descoperă așadar de ce e numit Stephen King regele absolut al suspansului. Cum se împacă, Simona Kessler, gusturile personale cu profesia aceasta de agent literar? Ați spus, mi-aduc aminte de mai multe ori, că Omul fără însușiri e una dintre cărțile vieții dumneavoastră.
Ei, ar avea acum cum să răzbată un autor cu o propunere asemănătoare? Dacă duce la Bogdan Stănescu, cine știe? La Ananzi? Poate, cine știe? Eu sunt destul de căpoasă și de perseverentă. Când îmi place un autor cum e, de exemplu, James Purdy, care e un mic juvaier pe lângă, adică e din aceeași perioadă cu Salinger, dar literatură despre marginali, dar felul în care scrie, așa că a citit Malcolm, a apărut la Veland, sunt pisăloagă. Sunt pisăloagă. Da, ți-aduci tu aminte cartea aia, o ai de o, nu știu când, nu vrei să o mai citești totuși. Nu cerc să-mi impun gusturile mele, dar când îmi place ceva, atunci normal că insist. S-ar putea, iarăși, ca și întrebarea aceasta să fie un pic prea personală, dar v-aș întreba care dintre mulții autori străini pe care îi reprezentați în România v-a impresionat de adevăratelea profund, dincolo de ceea ce scrie și de felul în care o face? Bineînțeles că sunt mai mulți, dar... Elif Shafak este una dintre preferatele mele și citesc acum ultimul ei, nu ultimul, cel mai recent roman, The Island of Missing Trees, și este fabulos cum reușește să îmbine o sensibilitate extraordinară, acută, cu o temă aridă, cu imagini, ce știu, cerul care sângerează ca o rană. Deci da, Elif Shafak este și prin felul în care se prezintă și prin scrierile ei mai activiste, prin ce frumoasă foc. Care-i, apropo, dincolo de frumusețe, felul în care se prezintă? Ce izbește la atitudinea, la felul în care se poartă? Încearcă să... Deci nu vine niciodată cu lucruri prefabricate, adică te surprinde prin o sensibilitate acută și în același timp o scriere brici. Nu este sentimentală, dar te atinge fix în inimă. Nu te șantajează sentimental, dar îți rupe genunchii, altfel spus. În fine. Te lovește din plin cu... Dar pot să spun ce citesc acum și îmi place și mi-e teamă că nu o să... Că nu o să prindă. Da. Vă rog. Da. Memoriile lui Ai Vai Vai. Da. Am citit... Mie place lunea să... Pentru că lunea e o zi groaznică, nu... Luna nu există, este o conspirație a făcătorilor de calendare. Atâta prefer să fac luna ziua de lectură, adică când îmi aleg unul dintre manuscrisele pe care le-am primit și să-l citesc. Și m-am apucat de Ai Vai Vai, se cheamă 1000 Years of Joy and Sorrow. Un mileniu de bucurie și necazuri. O traducere suferință, așa foarte suferință. Foarte pe genunchi traducerea asta. Și de ce vă e teamă pentru titlul ăsta? Pentru că deși au apărut multe cărți despre ororile și ale nazismului și ale stalinismului și Coreea de Nord și așa mai departe, mi-e teamă că, bineînțeles, el povestind 100 de ani de istorie, întorcându-se la povestea și a tatălui său, Ai King, care a fost un poet, care la un moment dat a fost în grațiile lui Mao, apoi a decăzut, a fost deportat, pentru că este enorm de multă suferință, iar stilul absolut laconic, fără niciun fel de patetism, nu știu, s-ar putea să nu placă editorilor românești. Dar este o carte foarte importantă pentru că nu cred că poți înțelege China de astăzi fără să
te întorci 100 de ani și această întoarcere nu este o descriere istorică pe evenimente, deși evenimentele transpar. Are exact priza necesară ca să înțelegi ce s-a întâmplat și ce se întâmplă acum și cât de greu este să străpungi toate îngrădirile, toată urmărirea care e supus și în același timp să fie atât de creativ, atât de explosiv de creativ. Liber până la urmă, da. Da, da. Și ca să... Are, de exemplu, a făcut zile atelierului care e pe al 6-lea inel al Beijingului, e supravegheat cu nu știu câte camere de supraveghere. De supraveghere, da. Așa. Și a făcut o serie întreagă de camere de supraveghere sculptate în marmură. Ca să încheiem rotund jocul acesta de a umilința, în sens invers însă, v-aș mai întreba, Simona Kessler, atât. Care a fost sau care să fi fost calul de curse pe care ați pariat în acești aproape 30 de ani de după 1994 și care s-a împiedicat înainte să se termine cursa? Titlurile pe care mi-am propus să le vând, în cele din urmă am reușit să le vând. Am citit, de exemplu, o carte când eram sărcinată, How Not to Be a Perfect Mother, pe care mi-a luat 10 ani să o vând, dar am vândut-o. Chiar Nemira a cumpărat-o. Simona Kessler. How not to be a perfect family, how not to raise perfect children. Da. Tot restul lumii, cum să nu fim perfecți cu Simona Kessler. Mulțumiri pentru participarea la Books Are Magic. Mersi. Ați ascultat Books Are Magic, powered by editura Nemira. Sunt Filip Stan David, toate cele bune.